Mușcăturile de căpușă nu sunt de neglijat, o spun medicii care atrag atenția asupra pericolelor pe care le presupune înțepătura de căpușe. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău au fost tratați, spre exemplu, în acest weekend 23 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 1 și 72 de ani. Aceștia au prezentat leziuni provocate prin mușcătură de căpușă. Medicii atrag atenția populației asupra faptului că toate căpușele trebuie îndepărtate imediat ce sunt descoperite, de preferință cu o pensă ascuțită, iar pacientul trebuie să fie atent să le îndepărteze în întregime, deoarece doar astfel se poate preveni transmiterea unor boli. Prin îndepărtarea corpului se elimină riscul de transmitere a bolilor. În timpul prânzului parazitului, prin îndepărtarea capului se elimină posibilitatea de apariție la nivel local a unei inflamații. La apariția unor semne locale sau generale se impune prezentarea la medicul de specialitate. Indicația de a administra să scoate căpușa și să urmărește leziunea. Dacă nu apare eritemul în jurul, deci roșața în jurul mușcăturii de căpușă, se lasă în pace. Deci nu trebuie administrat antibiotic la fiecare mușcătură de căpușă și nici antitetanus. Antitetanusul este valabil, o sigură protecție 5 ani. Odată făcut 5 ani, este protejat. Deci asta vreau să știe populația, pentru că pentru fiecare înțepătură, pentru fiecare zgârietură, vine să-i se facă antitetanus. Foarte mulți am avut care și-au pus fosfor, și-au pus ulei, și-au pus untură, o luat și capul a rămas acolo. Și mult mai greu extirpăm dacă rămâne capul acolo decât dacă vine cu căpușa întreagă. Să le lase așa și să vină, le scoatem noi și atunci vedem. Și dacă a ieșit întreagă și tot. Pentru că odată rămas capul, atunci explodează și intră richețiile în corpul uman. Prevenția mușcăturii de căpușă constă în principal în aplicarea unui spray special împotriva insectelor. Astfel de spray-uri se găsesc în farmacii, dar trebuie folosite conform instrucțiunilor de pe ambalaj sau sfatului medicului sau farmacistului. Se recomandă utilizarea unor insecticide netoxice care să nu dăuneze mediului și care să nu fie periculoase pentru sănătatea celor din jur, evitarea zonelor cu cazuri cunoscute și raportate de mușcături de căpușe sau de boli transmise de acestea.